1 decembrie 2010, din dragoste unor copii pentru dansul popular și tradițiile românești, a luat ființa ansamblul Suflet de Român. Cel mai important rol în formarea echipei l-a jucat Lilie Rădeanu. Datorită puterii cu care a reușit să le insufle elevilor săi iubirea și respectul pentru dansul popular. Ansamblul a devenit tot mai cunoscut în orașul Iași, astfel că pe lângă concursurile la care participau, dansatorii au fost solicitați și la alte evenimente. Elevii colaborează cu artiști cunoscuți precum Maria Șalaru, Ștefan Diaconița, Geta Postolache sau Ștefania Rareș. Le dorim succes mai departe și invităm să ne încânte cu frumusețea dansului popular. Vă rog aplauze pentru Suflet de Român! Thank you.
Să nu plece din scenă, să stea alături de noi, să-i admirăm. Angelica Fluture, e ca și numele ei, jumătate fluture, jumătate înger. Cântă muzică populară românească de când se știe și îi place nespus ceea ce face. Este foarte apreciată și are mulți fani. E fericită pentru că a primit multe daruri de la Dumnezeu, sănătate, voce frumoasă, niște părinți modești și buni care au supravegheat-o atenți și un colț de rai în care mulți visează să trăiască măcar o săptămână. Este vorba despre satul Ciumârna din județul Suceava, localitatea în care s-a născut și pe care o poartă în suflet tot timpul. Ce visează Angelica Fluture pentru viitor? Să se întoarcă în Bucovina ei, să mai înregistreze câteva materiale muzicale, să-și continue viața artistică și să-și onoreze fiecare invitație la spectacole, așa cum a făcut-o și la noi. În aplauzele dumneavoastră o invităm în scenă pe Angelica Fluture. Bine ați venit! Sus pe muntele Ciumârna, sus-i satul meu, mai mica soța mie și stâna, sus-i satul meu. La sus pe muntele Ciumârna, sus-i satul meu, mai mângâi stelele cu mâna, sus-i satul meu. Sus mi-i satul cu paduri, cu huțanii mei, mai cu făneață și cu muri și huțanii mei. Sus mi-i satul și drumea cu huțanii mei, mai și mi-ai dracu' nu-mi-ai altul cu huțanii mei. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni! Mă bucur din tot sufletul să fiu și eu alături de dumneavoastră în această zi frumoasă. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu că soarele astăzi nu este chiar atât de dogoritor ca în celelalte zile. Nu doresc decât să vă urez la mulți ani pentru ziua de ieri, că a fost Sfânta Mărie Mare și tuturor celor care purtați acest nume să fiți sănătoși, frumoși și la pungă groși, ca așa să spune. Nu lungesc prea mult vorba, aș vrea să cântăm, să ne veselim, pentru că astăzi este ziua dumneavoastră, ziua comunei, ziua satului, așadar, haideți să ne veselim împreună și dacă văd că jucați, probabil o să vină în mijlocul dumneavoastră. Hai să dăm drumul petrecerii! Să-i satul meu, mă-i mă-i stelele cu mâna, să-i satul meu.
Și dacă v-am spus, prindeți o horă, văd că domnul primar este în mijlocul dumneavoastră, în frunte cu edilul locului. Mulțumim frumos pentru invitație. Facem o horă mare și vin și eu în mijlocul dumneavoastră. Facem sau nu facem? E păcat să nu ne petrecem astăzi, pentru că, cum am spus, vremea este bună și pe dumneavoastră de acolo, de la umbreluțe și de la și o frigărui, vă așteptăm lângă noi să ne bucurăm împreună. Așadar, dăm drumul horei, poate și ansamblul ne însoțește până jos și apoi urcăm sus. Vedem. Să fie, cu hora! Hai să facem o horă jos, pentru că... Doamne, dacă
și nu mai mult. Știți cum e, cei prea mult strică, așadar jocul nu strică dacă e prea mult. Continuăm cu următoarea piesă, dar nu mai urcăm pe scenă, rămânem aici, că aici e mai bine, trebuie să bătucim și să nu rămân un gram de iarbă aici. Continuăm. Așa, ușurel. Mai bine să nu tacă. Dar eu vă rog și pe cei din partea dreaptă. Haideți și dumneavoastră la joc. Că am văzut că sunteți destuiti, eh? Și cred că tocuri nu aveți, e perfect, numai bine de jucat aici, pe stadionul de la Moțca, unde se desfășoară frumosul eveniment al dumneavoastră, al sătenilor de aici, de la Moțca. Continuăm cu următoarea piesă, să fie. Așa, mai ușurel, ca să nu vă obosesc. Haideți împreună să ne bucurăm. Poate vine ploaia și plecați acasă. Să ne bucurăm împreună. Merg la drum și măr pe Caledorului, urc la deal, cobor la Valedorului. Vine deal și vine vale, vine dorul pe carare dorului. Vine deal și vine vale, vine dorul pe carare dorului. La lumii peste prag, tiri, 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 tiri
n-ar vrea dormi. Bite somn așa în vihor, parcă drumul mai ușor dormi. Cu toată lumea, eu am partenerul meu și mă așteaptă în spate. Știu că poate domnul n-are parteneră, dar nu-i nimic, îi găsim vreuna, nu? Așa, dragilor, deci v-am arătat cum se joacă, oricum dumneavoastră știți, văd foarte mult tineret și asta e foarte bine. Mulțumim că ați și jucat acolo, asta înseamnă că într-adevăr va veni cheful de joc și de viață, asta este foarte important. Încă o dată ne bucurăm că nu este un soare din ăla foarte arzător și ne bucurăm de cea mai minunată vreme posibilă. Continuăm cu următoarea piesă ca să ne mai încălzim, poate ați răcit, poate vă este frig. Merge! Hai cu sârba, că aici la Mosca se joacă sârba! Ia să vorbă cine îndrăznește! Și tu, soare, de ce mă mândoare? Și când sărace să lasă, de ce dorul mă apasă? Spune, lună, și tu, soare, de ce mă mândoare? Și când sărace să lasă, de ce dorul mă apasă? Mari, mai picarari, of, batea mâine și de zare. Mă duc la fântână, cu galea ta mână, badea nu mai vrea să vină.
Joacă sârba aici la dumneavoastră și e lucru care mă bucură. Sunt curioasă următoarea piesă, ce ritm are și dacă dumneavoastră îl cunoașteți. Mergem! Asta e nuntă mare, a trecut postul și de acum facem nunț și altfel de petrecere, așa că să facem un joc frumos cu toată lumea, să ne pregătim pentru nunț. Asta e nuntă mare, nuntă mare cu noroc. Într-o parte, în fac parare, până
Mulțumesc din tot sufletul, cum vă spuneam, am început perioada anunților și asta e foarte bine. De acum ne putem bucura. Drept pentru care aș vrea să zic un sincer la mulți ani și să dea Dumnezeu ca și eu cu soțul meu să ajungem la 50 de ani de căsătorie, precum au ajuns și soții Cosma, dacă am zis bine, așa. Soții Cosma, am zis bine, da? Să trăiască, să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu sănătate, să le trăiască urmașii. Și cum am spus, să dea Dumnezeu ca și eu să ajung la vârsta lor onorabilă și să mă bucur, probabil cum se bucură și ei, de viață și de tot ce ne înconjoară. Dragii mei, jucăm? Jucăm! Merge! Asta e pentru toți bunicii noștri! Cine are să-i trăiască, cine nu, să-i pomenească, să trăiască și bunicii mei! Și ai dumneavoastră! Inclusiv pentru familia Cosma, să fie sănătoși și să trăiască la mulți ani. Următoarea piesă spune așa: te vrei bine ca să-ți meargă să iubești o suceveancă. Ia să vă văd! Hai să vă văd la joc, că nu mai e mult și ne retragem. Ce-aș vrea să ne veselim împreună? Oh,
siguranță mai sunt și alte sucevențe, deci aveți de unde alege. Următoarea piesă spune așa: jocul meu e ca și para și se aude în toată țara și inclusiv la dumneavoastră la Mosca. Vreau să văd dacă se aude jocul meu e ca și para și dumneavoastră mi-a arătat prin joc. Hai să fie! Hai cu țărănească acolo! Hă! Așa! Mulțumesc din tot sufletul și vă doresc să vă petreceți frumos în continuare. Mă bucur că v-ați adunat în număr destul de mare și sunt convinsă că pe parcursul zilei vă veți aduna și mai mulți. Așadar, petreceți-vă frumos pentru că este ziua Comunei Mosca, este ziua Comunei dumneavoastră și meritați să vă simțiți foarte bine împreună și alături de domnul primar Serioja să-l susțineți în tot ceea ce faceți, să-l iubiți că este al dumneavoastră. Eu îi mulțumesc din suflet pentru invitație, să fiți sănătos și să vă dea Dumnezeu putere să mai organizați la fel zilele comune și peste ani. Mulțumesc și ansamblului Suflet de Român de la Iași, care sunt niște dansatori excepționali. Dragii mei, petrecere frumoasă, mulțumesc! Mulțumim și noi și vă așteptăm mereu alături de noi!